Bună ziua, sunt Ruxandra Ilie și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mereu în Formă. Rămâneți alături de noi! Am vizitat și anul acesta Târgul Internațional Indagra. În cadrul expoziției am cunoscut o mulțime de producători din toate colțurile țării care dezvoltă o întreagă industrie pe bază de produse naturale. Aceștia au fost prezenți cu o serie largă de alimente bio, suplimente nutritive, medicamente, cosmetice destinate atât copiilor cât și adulților. Acum vă invit să urmărim împreună cu ce noutăți ne-au surprins expozanții târgului. Târgul Indagra 2015, cea mai complexă manifestare de profil având ca scop promovarea agriculturii din România, viticulturii și produselor tradiționale bio, s-a deschis și în acest an. Expoziția a acordat o atenție deosebită producătorilor români din industria agroalimentară și nu numai. Astfel, vizitatorii au avut ocazia să aleagă dintr-o paletă variată de produse naturale. Ați venit la acest eveniment cu o serie de produse cosmetice naturale românești. Ce ne puteți spune despre acestea? Sunt produse pe care ar fi bine să le folosim cu toții. Sunt produse cu uleiuri vegetale, folosim multe unturi, plante macerate. Am observat că aici, în acest stand, aveți un șampon solid. Ce ne puteți spune despre el? Avem trei șampoane solide, șampoane cu coajă de copaci. Suntem unici producători al șamponului cu coajă de mesteacăn. Salcie, cred că nu mai face nimeni în toată lumea. Și coajă de stejar cu frunze de nuc. Care sunt beneficiile acestui remediu? Beneficiile? Numai părul nu se îngrașă, nu-ți cade părul, nu ai mătreață, exact cum folosea bunica când ne spălea cu codru de săpun. Cam astea sunt beneficiile. Aveau cosițe, aveau părul lung, nu le cădea părul, cam exact ne întoarcem un pic înapoi. Mierea de albine și produsele stupului sunt prezentate exemplar la standul apicultorului din Cara Severin, Ion Bărbuț. Participă ediție cu ediție și aduce spre degustare miere, polen, tinctură de propolis și cătină. Toate acestea sunt la fel de apreciate ca și în anii trecuți, așa că o bună parte dintre vizitatorii din anul acesta știau deja despre ce este vorba și au cumpărat cu încredere. Mierea de albine are multe calități terapeutice, foarte vitaminizantă, ne formează imunitatea organismului, printre care și polenul care îl avem acolo, după cum se vede foarte frumos, polen crud, îl ținem în frigider, este pentru oase și mai avem totodată cătina cu miere, care este foarte bună și o recomandăm pentru toată lumea. Chiar cătina cu miere este foarte, foarte, foarte bună. Cel mai cunoscut tip de miere este cea de salcâm, care este bogată în fructoză și rămâne foarte mult timp lichidă, fără să se zaharisească. Aceasta este un pansament pentru stomac, poate fi folosită în tratarea ulcerului și de asemenea este un excelent calmant pentru psihic, susține apicultorul. Ce alt produs ne recomandați pentru consumul zilnic? Pentru consumul zilnic, pentru ceai și pentru cafea, eu aș recomanda pentru toată lumea să cumpere mierea de salcâm. Mierea de salcâm este foarte bună, are calități foarte bune și este bună mai ales pentru organism, în special pentru stomac. Avem această miere de salcâm din Banatul Montan, care o recomand la toată lumea să o folosească chiar și la cafeaua de dimineață. Un alt stand care ne-a atras atenția este cel cu produse naturiste. Tincturi, ceaiuri, alifii și alte zeci de preparate dedicate tratării diverselor afecțiuni stau pe raftul micului butic în atenția vizitatorilor. Le recomand consumatorilor să apeleze la aceste produse naturiste pentru că acestea sunt 100% naturale, fără solvenți, fără arome artificiale, fără ingrediente, fără absolut, deci 100% natural. Exact cum le-a lăsat bunul Dumnezeu, noi le culegem, le uscăm în condiții optime, le preparăm în laboratorul nostru special și acestea sunt garantate 100% pentru sănătate. Cât de eficiente sunt ele pentru tratarea unor afecțiuni? La eficiență sunt 100%, deoarece deci nu din prima, sau a doua zi, deci trebuie să avem și puțină răbdare. Și acum depinde și de boală, cât este de avansat. Dacă este la început, sunt foarte indicate, dar mai indicat este să se ia preventiv. Pentru cei care vor să-și întărească sistemul imunitar, ce le recomandați? Da, pentru cei care vor să-și întărească sistemul imunitar, noi le recomandăm acest bitter suedez,
care este un amestec, deci făcut din 42 de plante, care se include și fructele de pădure. Este un bitter care regenerează organismul. În cadrul evenimentului au fost prezenți zeci de producători de arbori și arbuști. Printre cei mai vânduți arbuști s-au numărat și aronia, un fruct cu proprietăți nutritive deosebite recomandat de nutriționiști. Acest fapt se datorează conținutului mare de vitamina P din aronie. În afară de conținutul foarte mare de antioxidanți și minerale, are o vitamina P care se găsește foarte rar în fructe, vitamina P fiind un adjuvant natural pentru vitamina C, adică fixează vitamina C în organism, o ține mai mult. Se știe foarte bine că corpul uman e deficitar la vitamina C și atunci venim cu acest adjuvant, ne ajută să o păstrăm mai mult, nu vindecă anumite boli, dar ajută corpul să lupte în unele tratamente. Mai nou este numit, când a apărut el, a fost denumit fructul cosmonautului, deoarece îl consumau astronauții ruși în spațiu. Doriți să plantați acest arbore în propria grădină? Dacă da, aflați că este o alegere destul de inspirată. Aronia poate fi ușor de cultivat și de întreținut. Nu are cerințe prea mari și poate valorifica o gamă largă de tipuri de sol. Ce sfaturi de plantare ne dați în privința aroniei? Dacă cumpărăm o plantă, cum sunt la noi majoritatea în ghiveci, prinderea este 100%, se îndepărtează ghiveciul foarte simplu. Se taie partea de jos tot timpul, deoarece în ghiveci rădăcinile, partea de jos este circulară, el neavând unde să se ducă în jos, și atunci o să-i dăm direcția la rădăcină să știe că trebuie să meargă în jos. Dacă planta este cu rădăcină nudă, pentru că avem și cu rădăcină nudă, se pun plantele cu o seară înainte la hidratat rădăcinile, o măsură de pământ roșu, pământul clasic de cuptoare sau de sobe, se amestecă, cu apă se face ca o compoziție de clătită și după ce am fasonat rădăcinile, se mocirlește în această compoziție. În felul acesta îi cauterizăm rădăcinile, dar în același timp îi stimulăm creșterea radiculară. În primăvară vom avea o plecare foarte bună, se fixează rădăcina foarte bine în pământ și atunci prinderea e foarte sănătoasă. Părăsim lumea grădinăritului și a plantelor medicinale și pășim pe tărâmul ceaurilor exotice. Aici am găsit diferite sortimente de ceaiuri care îmbină arome cu personalitate și gusturi delicate din China, India și Africa. Ați venit la Indagra cu peste 150 de sortimente de ceaiuri. Da. Ce ne puteți spune despre ele? Aș putea să spun că noi vă putem oferi ceaiuri plecând de la simple fructe sau plante până la ceaiuri aduse din cea mai îndepărtată, eu știu, din Sud-Africa sau din China. Însă noi promovăm foarte mult produsele românești, practic cumpărând ingrediente și fructe și flori din piața locală, de la fermieri și, bineînțeles, de la culegători. Ce combinație, ce sortimente ne recomandați? Ceva mai special? Special, avem așa o rețetă, să zicem, proprie, o invenție. Oricum, la ceaiuri, practic, cerul este limit, adică poți să faci așa multe combinații încât niciunul nu seamănă unul cu celălalt. Avem un ceai, spune noi, Relax Summer, sau o liniște de vară, în românește mai bine spus. Este o combinație de mușățel, de mentă, măr, lemongras și încă un ingredient secret. Adică vă așteptăm să-l degustați ca să-l descoperiți. Și iată că vine și vremea rece, sezonul frigului. Ce ne recomandați pentru întărirea imunității? Pentru întărirea imunității aș putea să zic un ceai verde, care ne ajută foarte, foarte mult. Ceaiul verde este și un antioxidant puternic. Indagra a fost un bun prilej de a promova produsele românești și de a arăta că sunt competitive pe piața agroalimentară internațională. Ediția din acest an a târgului a găzduit aproximativ 500 de expozanți români și a avut peste 70.000 de vizitatori. Ginkgo biloba este un arbore cu alură aproape mistică. Nu este foarte răspândit la noi, dar tot mai mulți și-ar dori să-l aibă împrejurul casei. Pentru a planta corect, noi venim în ajutorul vostru cu câteva sfaturi utile.
Supranumit copacul lui Dumnezeu sau copacul minune, Ginkgo biloba a fost folosit de-a lungul secolelor de către chinezi în scopuri terapeutice. În ultimii ani, arborele a stârnit tot mai mult interes datorită beneficiilor pe care le oferă pentru sănătate. Preparatele din frunze de Ginkgo biloba asigură viață lungă și sănătoasă, protejează sistemul circulator, creierul, contribuie la buna funcționare a plămânilor și conferă un tonus fizic. Dacă vă pasionează și doriți să vă plantați un asemenea arbore în propria grădină, trebuie să aveți în vedere câteva lucruri. Ginkgo biloba se dezvoltă bine pe terenuri care nu permit stagnarea apei. Pentru plantare, terenul trebuie să fie bine curățat și arat. Nu este necesară fertilizarea solului cu gunoi de grajd sau alte tipuri de îngrășăminte. Dacă terenul este argilos, se poate pune mraniță amestecată cu nisip pentru a îmbunătăți calitatea solului. Toate aceste condiții vor asigura o viață de lungă durată plantei. Ginkgo biloba, după cum știți, este cea mai veche plantă de pe pământ, una dintre cele mai valoroase plante care sunt pe Terra. Acesta este un copac de 4 ani de zile. Uitați cât de bine l-am înnoroit, l-am mocirit, ca să țină efectul acesta de hidratare cât mai mult timp posibil. Pentru că rădăcinile copacului nu sunt mari, gropile pentru plantarea acestuia se fac la o dimensiune de 40 pe 40 de centimetri, cu adâncime de aproximativ 30 de centimetri. Rădăcina nu se fasonează, însă este recomandat să fie bine umezită. Rădăcinile, mare grijă, că sunt foarte fragile, ele nu se retează absolut nimic din ele, se ia frumos cu mâna și se desfac, se răresc așa, cu mare grijă, v-am spus că sunt foarte fragile, și se începe să se pună pământ. Nu este bine să folosiți niciun îngrășământ, absolut deloc, nici organic, nici mineral. Ginkgo biloba este o specie longevivă, cu exemplare care au ajuns la vârste de peste 1000 de ani. Arborii de Ginkgo biloba rezistă până la minus 30 de grade Celsius, însă puieții pot fi sensibili la ger. De aceea este bine să-i protejați de îngheț acoperindu-i în jurul tulpinii cu un amestec format din frunze, pământ și paie. În timpul iernii, pomul nu trebuie protejat de niciun fel, chiar dacă sunt puși în județul Brașov, unde sunt temperaturile foarte mici, sau Suceava sau Botoșan, unde sunt temperaturile foarte mici, nu se protejează, nu trebuie protejat, el rezistă. Nu trebuie stropit cu absolut nimic, nici în timpul verii, nici în timpul iernii. Copăceii tind să crească strâmbi odată ce i-ați plantat afară, de aceea este bine să le puneți un băț drept pentru a-i ajuta să crească frumos. Aceștia nu au nevoie de tăiere sau curățare, însă dacă doriți să-i păstrați mici, îi puteți curăța și tăia crengile în sezonul de primăvară. Ginkgo biloba crește destul de lent, necesită 10-12 ani pentru a avea o înălțime de 20 cm și poate fi format ca și un gard viu, pe post, de arbore ornamental. Copiii trăiesc în lumea lor, iar pentru aceasta este necesar și un mobilier corespunzător. Astăzi, la rubrica Minute Creative, vă propunem un scaunel dedicat celor mici, ușor de realizat, pe care îl puteți vopsi și personaliza după bunul plac. Cu siguranță o să-i surprindeți! Bună ziua, sunt Tudor Manciulea, meșter popular. Am să vă arăt cum se face un scaunel pentru copii. Nu numai pentru copii, și pentru adulți. Un scaunel bun la toate. În primul rând, eu lucrez în stilul ăsta, adică îmi fac un tipar din carton. Voi lucra pe lemn de brad. Fac un tipar ca să iasă lateralele egale. Se poate face și direct, dar e mult mai simplu așa și sigur va ieși bine. Ambele părți vor ieși egale. Acestea sunt părțile laterale. Le trasez. Scândura întâi am trecut-o după ce s-a uscat, am trecut-o prin abricht ca să o netezesc
și să poată lucra. O mai șlefuiesc după ce termin, o șlefuiesc final. Deci tiparul este făcut, iau fierăstrăul, un fierăstrău electric, și încep să decupez. Le-am tăiat, dar acum, ca să le fac egale, am să le lipesc cu un baton de lipit lemn și le trec pe la circular, ca să iasă egale. Acum pun puțin lipici din baton, presez. E ca un fel de menghină, dar îți dă o anumită libertate să poți lucra. Menghina, dacă aș folosi-o, m-ar limita. Îl las puțin să răcească. Mă duc la circular și le fac toate părțile egale. Bun, acum am toate părțile egale. Trebuie să șlefuiesc picioarele și să tai partea de sus a scaunelului. Acum am să tai la lungime. Am stabilit ca să fie de circa 30 de centimetri scaunul. După ce am tăiat stingile, le-am șlefuit, urmează să le montăm pe cele două picioare cu dibluri din lemn. Acum o să dau găuri. Iau diblu, care este din lemn de fag, fierăstrăul, îl tai cu aproximație la lungimea care trebuie. După ce am consolidat contraforțul, urmează să-i pun stinghioarele. Și dăm găurile pentru dibluri. Thank you.
După ce i-am pus dibluri, l-am lăsat 24 de ore prins în menghină, apoi i-am dat șlefuirea finală, i-am dat cu un baiț cu pin și cu verde și a ieșit ceea ce vedeți. Un scaun foarte solid, nici eu nu sunt foarte greu, dar nu sunt probleme. Gospodina se poate urca să șteargă geamurile, să ia din dulapurile care sunt înalte. Un scaunel util tuturor. Numită și regina imunității, cătina reprezintă un adevărat aliat al sănătății tale. Planta are multiple beneficii, de aceea unii o utilizează pentru diferite afecțiuni. De exemplu, dacă aveți probleme de piele sau răni, puteți utiliza ulei de cătină. Dacă doriți să vă protejați pielea și țesuturile împotriva îmbătrânirii, cătina este un foarte bun antioxidant. Această plantă este folosită ca un tratament general, atât pentru afecțiuni interne, cât și pentru afecțiuni externe. Cătina este unul dintre remediile naturale ușor accesibile și foarte popular în întreaga lume. Acest rod al naturii se utilizează deopotrivă în industria alimentară, în silvicultură, în farmacie, dar și ca plantă ornamentală. Din cătină se obțin numeroase produse, precum ceaiuri, siropuri și ulei din fructe. Cătina o întâlnim cel mai frecvent în terapiile naturiste sub formă de sirop, din motive evidente, pentru că este și ușor de făcut și ușor de administrat, sigur e și plăcută la gust și foarte multe persoane o preferă în această formă. Siropul se poate găsi în comerț, dar se poate prepara și acasă. În principal, cam din 4 kg de fructe de cătină, putem extrage aproximativ 2 litri de suc, pe care îl vom amesteca apoi cu în jur de 3 kg de miere de albine și va fi lăsat la rece în recipiente tanș câteva zile. Se consumă diluat în apă și are un efect general de tonic nervos, imunostimulator, revigorant și revitalizant. Uleiul de cătin este cel mai apreciat și mai căutat din lista preparatelor. Acesta conține în proporție de circa 80-90% acizi grași esențiali, licopen, tocoferoli și fitosteroli. Consumul de cătină duce la scăderea colesterolului, fapt care previne îngroșarea arterelor. Ea conține o cantitate mare de antioxidanți, care protejează inima și vasele de sânge. La aceste două proprietăți se adaugă și efectul ei anticoagulant. Prin urmare, cătina este recomandată și în afecțiunile cardiovasculare. Are și un efect bun datorită revigorării imunitare pe care o produce, are și un efect bun în cazul bolilor mai grave, cum ar fi, să spunem, scleroza sau chiar și cancerul. Acest fruct conține o diversitate de nutrienți care au o grijă de sănătate, fiind recomandat și în situațiile când dorim să scăpăm de câteva kilograme. Cătina se numără printre puținele surse naturale de acizi grași omega-7, care ne pot ajuta să rămânem supli. De asemenea, vinul din acest aliment poate fi considerat un remediu natural, deoarece ajută organismul vitaminizându-l, având în același timp și o acțiune tonică. Din meniul nostru zilnic nu ar trebui să lipsească struguri albi, negri sau roze, mai dulci, mai zemoși sau mai parfumați. De ce? Orice soi de struguri am alege, avantajele sunt nenumărate, susțin specialiștii în nutriție. Numiți fructul zeilor, din cele mai vechi timpuri și până în prezent, strugurii au ocupat un loc important în alimentația omului și în vechile tratamente medicale. De la roșu și alb la violet, de la varianta fără semințe, la jeleu, gem, suc și vin. Strugurii pot fi consumați într-o varietate de modalități și au multiple beneficii pentru sănătate. Analizele biochimice complexe au dovedit că în pulpa bobului de strugure, dar mai ales în coajă și în semințe, se găsesc aproape toate vitaminele. Totodată, din bobul fructelor nu lipsesc cloruri, fosfați, ioduri de sodiu, calciu și coenzima Q10. De asemenea, acest aliment are un conținut bogat în apă, datorită căruia strugurii participă considerabil la menținerea unei bune hidratări a corpului și implicit a pielii. Pentru a obține efectele terapeutice dorite, strugurii trebuie consumați cu tot cu coajă, care, din punct de vedere medicinal, reprezintă cea mai activă parte a fructelor. În ea se găsesc taninurile, substanțe cu efecte astringent, cicatrizante și antiseptic asupra pielii. Sâmburii și coaja strugurilor, mai ales cei roșii, conțin o sursă considerabilă de antioxidanți. Datorită acestei compoziții complexe, strugurii mențin sănătatea ficatului, fiind un remediu împotriva lichiazei biliare. Strugurii, în funcție de soiul lor,
pot fi mai dulci sau mai puțin dulci, mai bogați sau mai puțin bogați în antioxidanți. Aceste două proprietăți trebuie să le avem în vedere. Cantitatea de carbohidrați, de zaharul simplu pe care la aceștia îi conțin, o cantitate mai mare în struguri mai dulci, cantitate mai redusă în cei mai acri, precum și cantitatea de resveratrol, acest antioxidant important care s-a dovedit că protejează împotriva bolilor cardiovasculare și care resveratrolul găsim și în vin, dar mai ales în strugurii din care se face acesta. Datorită polifenolilor, strugurii negri protejează inima și previn formarea cheagurilor de sânge, reducând astfel și riscul de infarct și de accident vascular cerebral. Consumul zilnic de struguri poate preveni degradarea memoriei, reducând riscul de a face demență, inclusiv Alzheimer. Totodată, consumul de struguri are un efect anticancerigen, tratează guta, favorizând eliminarea acidului uric, cel care împiedică funcționarea normală a articulațiilor. În acest scop, recomandate sunt soiurile de culoare verde și galbenă. Prin toate aceste efecte, strugurii sunt considerați un eficient medicament natural, atât în profilaxie și tratamentul la 85 de boli, fără a mai pune la socoteală efectul antiinfecțios împotriva a zeci de germi patogeni. Datorită acestor calități de medicament universal, consumul regulat de struguri poate crește considerabil speranța de viață. Iată că a sosit și momentul cel mai delicios al emisiunii, prepararea rețetei. Bună, Ștefan! Bună, Alexandra! Spune-ne, te rog, cu ce vrei să ne mai surprinzi și de această dată? Astăzi avem 4 freșuri sau 4 sucuri de fructe proaspete și legume. Grozav! Spune-mi despre ce este vorba. Avem primul freș de legume și fructe. Fructe este goji, sfeclă roșie, avem morcov, migdale și sucul de portocale pentru legătură să se poată blânda bine freșul. După un avem suc natural exotic? Da. Acum urmează, da, un suc natural exotic, mi-ai spus. Avem papaya, mango, ananas și pepene galben. La fel, un fresh de portocale, să poată să le prindă bine aici, să se amestece. După ce urmează, urmează un fresh antioxidant cu avocado, spanac tânăr, kiwi, ginger, mentă și miere, trebuie să fie dulce un pic. Iar la final avem fresh de căpșuni, smeură, banane și le trebuie fresh de portocale. Iarăși un sunc antioxidant. Da, avem 4 freșuri, culori diferite, o să vezi un spre galben, roșu, verde și roșu, cel la regenul ăsta așa. Portocaliu, probabil sper să iasă ceva, morcov și migdale. Să începem cu primul. Să începem. Bun. Hai, te rog, îți voi morcovii. Da? Morcovii. Acesta pun pe toți. Este sucul cu? Cu legume, cu morcov și cu sfeclă roșie. O să fie dulce, de la morcov e dulce, sfecla e dulce. Și colorat. Și colorat. Și delicios. Zic că e suficient. Așa. Am făcut aici pentru o clasă întreagă de copii, dacă veneau acum, le dădeam. Cred că din tot ce avem aici scoate cel puțin 20 de pahare. Câte vitamine. Ce ar trebui în fiecare zi să bem măcar? Măcar la micul dejun să-l preparăm. Goji, care le-am muiat un pic înainte, că știți, gojile nu vin în stare naturală, vin uscate. Le-ai lăsat în apă? Vreo 20 de minute le-am lăsat în apă. O să le punem la loc aici, o mai avem. Te rog, mai bine mie. Te rog să-mi dai și migdalele. Și migdale. Hai să folosești ceva consistent să fie în acest... Bineînțeles că nu trebuie să renunțați la masă dacă beți acest fresh. Și de drept, este un fresh foarte consistent. Da. Dar nu renunța, cum se spune, nu ține locul unei mese. Categoric. Da, este sucul de portocale. Da. L-am făcut un pic mai devreme, înainte de a ne apuca. Este fresh, credeți? Haideți să dăm drumul. Îți pregătesc niște pahare. Te rog. Uite, am făcut aici un litru. Dacă vezi mai lichid, puneți mai multă fresh de portocale. Asta fiecare cum dorești. Da. Acum că am terminat fresh-ul cu legume și fructe, pe care îl vom face? Continuăm cu fresh-ul de fructe exotice. Am zis-o fresh asta exotic. Asta îmi place cel mai mult. Toate astea, gândiți-vă că nu le-am studiat înainte, nu știu să facem ceva așa deosebit. M-am uitat neapărat într-o carte sau ceva. Avem aici mango, foarte bine copt. Ne place foarte bine copt. Papaya. Pepene și ananas. Și ananas. Hai să punem ananasul întâi, un ananas foarte dulce.
spunem un pic mai mult. Doriți mai mult, domnișoară Alexandra? Da, mai mult. Cât mai pepene mult galben. Cât mai mult. Deci tot ce am pus aici, toate fleșurile noastre, găsiți pe piață să le cumpărați. Categoric. Să pun tot mango. Și? Și papaya. Papaya. Fleș exotic. Bineînțeles că o să punem portocale, ca să păi bădă ca să dizolve. Și dăm drumul. Se face repede. Mai puțin de 2 minute, da. Fleșul este gata. Desfacem. Asta cred că e un deliciu. Mm. Mango, papaya, ananas, pepene galben. Mm. Mm. Ce grozav, miroase. Bine că o să le bem pe toate și nu le dăm echipei să guste nimic. Glumim, evident. Bun. Ștefan, bun. Abia aștept să gust sucul antioxidant. Hai, acesta avem un pic de lucru la el mai mult. O să încep cu kiwi. Spanac. Să punem jos așa. Ginger. Proaspăt. Nu foarte mult, e un pic iute. Mentă, o frunză de mentă. Îmi țin o menta în apă, ca altfel se... Fie mai proaspătă. Eu am terminat de curățat avocado, te rog, continuă tu. Ce mai avem de pus? Am pus kiwi, spanac, avocado, mentă, ginger, miere. Să facem dulce. De data să vom folosi și miere. Da, pentru că nu avem decât kiwi, e și el un pic acrișor. Face tare mult cu miroase. E suficient. Și îi dăm bătaie. Gata și sucul antioxidant. Îți pregătesc paharele. Ce rapid sunt. Foarte rapid. Roboțelul din bucătărie. Ți amintești? Rândul trecut așa ți-am spus. Și așa îți voi spune în continuare. Ia. Bravo. Roșu, galben, verde. Minunat. Și acum urmează? Și ultimul nostru fresh sau smoothie sau suc de fructe proaspete, cum vreau să spunem. Te rog, spunem că folosești și zmeură. Da, am ținut-o ascunsă acolo, să nu o vedeți, dar folosesc și zmeură. O zmeură frumoasă. Căpșuni. Haideți să luăm și două banane, să zicea că punem în pământ. E mai consistent? Da. Și atât. Doar atât. Doar atât. O să le punem căpșuni în greu. Smeură. Din belșug, mai oprim câteva. Banana. O banană, nu știu dacă hai să punem doar una sau două. Hai să punem, punem două. Punem două, ca să fie... Da. Mai consistent un pic. Și bineînțeles, freșul de portocale. Am putea să-l lăsăm și așa, dar ia să-l lăsăm și pe lăsăm? Hai, să încercăm. Să facem doar din căpșuni. Uite, nu merge. Merge. Dacă nu are freșul nostru de portocale. Nu va merge aparat. În conținut. Da, nu punem așa mult, punem mai puțin. Oh, și suntem gata. Opa, patrulea fresh. Gata și cu ultimul suc. Da. Să-ți dau paharele. Fac un pic de ordine între timp. Facem loc. Ia uitați. Ce gros e. Și numai de fructe. Fie numai roz. De fructe. Bine, și banana a avut aici un rol important, să fie așa cremos. Bănesc că este și cel mai dulce. Perfect. Hai să recapitulăm. Ce am făcut noi astăzi? Începem cu ultimul, freșul de zmeură, căpșuni. Preferatul meu. Și banane. După aia, freșul antioxidant de
kiwi, avocado, ginger, mentă. Cu ananas? Freșul exotic, cu papaya, mango, ananas. Și? Și, și cel din, cu sfeclă roșie, care este mai gros, dar puteți să luați și mai lichid, dar puneți mai mult fresh, de portocale. Morcov, sfeclă roșie, goji și migdal. Să uitați ce avem aici. Pentru toată lumea. Vreau să gust înainte de toate. Acesta? Să-mi dai nota, nu? Să înțeleg. Ia, să vedem ce a ieșit. Deci a gustat. Eu o să gust, cred, din cel exact, mă așteptam, antioxidant. Foarte bun. Ah, merge, bun, bravo, mai bun fără paie. Încercați și dumneavoastră acasă. Perfect.